Codurile galben și portocaliu care s-au instituit toată săptămâna în țara noastră au avut efecte devastatoare. Pierderi de vieți omenești, persoane rănite, mașini distruse, trafic rutier blocat temporar, locuințe afectate, rețele de cabluri rupte. Toate acestea ar putea fi prevenite parțial dacă cetățenii ar fi mai conștienți ca atunci când execută și montează acoperișuri pe clădirile de locuit, acestea să fie autorizate și să fie executate de către firme specializate în lucrări de acest gen, care oferă garanție lucrării și care folosesc materialele adecvate acestui tip de construcție. Nu puține sunt cazurile în care acoperișuri făcute de cetățeni doar de dragul de a fi făcute, executate din materiale proaste, s-au desprins în timpul vigiliilor, afectând persoane sau autoturisme aflate în zona locuințelor. În urmă cu aproximativ o lună, astfel de acoperișuri montate ilegal pe blocuri din cartierele Vișoi și Grui din Câmpul Lung s-au desprins în timpul unei furtuni, avariind grav mai multe autoturisme parcate pe lângă blocuri. Din fericire, nu s-au produs victime omenești. O altă situație extrem de gravă este aceea când agenți economici sau persoane fizice autorizate montează mijloace de publicitate de tipul panourilor publicitare, firmelor, bannerelor, totemurilor, meșurilor publicitare. Acestea au obligația de a verifica și urmări comportarea în timp a acestora, evitând astfel posibilele accidente provocate de apariția unor fenomene meteorologice extreme. Binecunoscute sunt cazurile mediatizate zilele trecute, când în țara noastră au decedat mai multe persoane din cauza panourilor care au fost doborâte de vântul puternic. Având în vedere situațiile prezentate, Primăria Municipiului Câmpul Lung atenționează toate persoanele vizate că, în caz de neconformare, sunt direct răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate de aceste nereguli, pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale ori a sănătății cetățenilor, distrugerea totală sau parțială a unor bunuri sau alte consecințe deosebite. Toți cetățenii, persoane fizice sau juridice, trebuie să fie conștienți de pericolul la care îi pot expune pe ceilalți și să acționeze în consecință, gândindu-se că ei înșiși pot deveni, la un moment dat, victime ale unor astfel de dezastre.